diploma de inginer la această universitate, în Sfântul Colegi. Ilo Tempore ați fost studenții de noi profesori. Acum suntem colegi. Mă vorbește cel mai în vârstă profesor al Colegii în Timișoara care mai trăiește. Am împlinit luna trecută 90 de ani. Mulțumesc! Să vă reamintesc, am terminat Politehnica din Timișoara în anul 1944. Încă nu m-am născut atunci. Exact la Reșița, lucrat de timp, lucrat de ei la Politehnica din Timișoara. Asistent la matematici. Deci, am făcut și fac lucrurile de matematici. Am făcut apoi asistent la bazele latin și la bazele la care m-am axat disciplina legată de materiale, nu materiale electrotehnice, tehnologia materiale. Am fi la facultatea de electrotehnică, sunt în Politehnica din Timișoara de 66 de ani. Deci mai mult decât vârsta dumneavoastră pe care aveți. Sunt legat de Politehnica din Timișoara pentru că toată viața ne-a petrecut în această Politehnică. Politehnica din Timișoara și-a câștigat un prestigiu și în țară și în străinătate. Prestigiul datorită cadrelor didactice ale Politehnicii, prestigiul datorită rezultatelor muncii absolvenților Politehnicii. Eu mă felicit pentru rezultatele obținute, promoția 1972 în viața socială a României. Noi, cadrele didactice, avem obiceiul să cântărim și să apreciem rezultatele la locul de muncă a absolvenților noștri. Eu am avut norocul de a contribui la formarea peste 50 de generații de ingineri. Deci, făcând socoteală numerică, cred că sunt 6, 7, 8 mii de studenți ingineri formați cu contribuția așa mea în la celorlalte care de astăzi. Și noi și dumneavoastră ați contribuit la menținerea prestigiului Politehnicii Timișoara. Eu vă mulțumesc în numele cadrelor didactice pentru contribuția adusă la această menținere a prestigiului Politehnicii Timișoara. Sunt fericit că am putut lua parte și la festivitatea de terminare a Politehnicii a promoției dumneavoastră și la astăzi, la 14 aniversare. Să știți că, din analiza făcută de mine, sunteți cea mai bună promoție a Politehnicii din Timișoara din perioada de până acum. Cadrele didactice apreciază rezultatele muncii dumneavoastră, apreciază
rezultatele obținutele dumneavoastră la fiecare loc sau de lucru. Sunteți promoția care a dat cele mai multe personalități, sunteți promoția care a dat cel mai mult, după părerea mea, economie românește. Știți că toată viața mea am dedicat-o tehnologiilor neconvenționale. Și am spus așa, că dacă lucrarea de formarea plastică a știrea și agregarea de fibre metalice sunt metode mecanice de prelucrare, formează la un loc anumitele tehnologii mecanice. Tehnologiile neconvenționale au de sculă în ghilimele energia sub diferitele forme și eu consider că viitorul va fi al tehnologiilor energetice, cum și pe dumneavoastră, ca tehnologii neconvenționale. Și ca să nu vă plictisesc prea mult, închei cu niște urmări care s-a pe dumneavoastră să spun tot de convenționat. Îmi doresc din toată inima și puterea sufletului meu să fiți sănătoși. Să aveți minte și să aveți noroc. Cu sănătate, minte și noroc să crești în viață, îmbici viața și atunci și tu ca persoană și familia ta ca organizatorii de trai la nivelul dorit de fiecare zi. Fericit din inimă și vă doresc tuturora să fiți fericiți.